Vești bune pentru români, Rusia și-a retras navele din apropierea țării noastre și se îndreaptă către porturile din Crimea ocupată, a declarat în cursul dimineții un reprezentant al cartierului general operațional al administrației militare din Odessa. Navele de război rusești s-au mutat în Crimea. Acest lucru indică faptul că nu intenționează încă să debarce. Trupe pe coasta regiunii Odessa pentru că știu cum se va termina pentru ei, a spus Sergei, reprezentantul cartierului general operațional al administrației militare regionale Odessa. El a adăugat că noaptea a trecut cu calm în Odessa și regiune, iar sistemele de apărare aeriană au funcționat eficient. Astfel, Rusia și-a retras navele din apropierea României. Ucraina Ucraina se află joi în cea de-a 15-a zi a războiului declanșat de Rusia. Cea de-a patra rundă de negocieri ținută în Turcia s-a încheiat fără succes. Ministrul ucrainean de externe a subliniat faptul că orașul Kiev nu se va preda în timp ce omologul său rus continuă să sfideze, susținând că Rusia nu a atacat Ucraina. Anterior, Rusia a admis utilizarea de arme termobarice în Ucraina. Sub bombardamentul constant al rușilor muncitorii din orașul Mariupol, din sudul Ucrainei. În în grabă, mii de civili și soldați morți într-o groapă comună. Morgile din oraș sunt pline, iar multe alte cadavre care nu au fost ridicate se regăsesc încă în locuințe. În această situație, autoritățile au decis că nu pot aștepta să organizeze înormântări individuale. Astfel a fost săpat un șanț cu o adâncime de aproximativ 27 de metri într-un cimitir vechi, unde sunt amplasate cadavre colectate de asistenții sociali municipali de la morgi și din case.